37 de grade la umbră, iar pe de altă parte furtuni și vijelii extrem de puternice. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în mai multe locuri din lume, sigur că e extrem de îngrijorător modul în care evoluează vremea. Am să vă arăt, de exemplu, duminică. Doar duminică au fost raportate peste 240 de furtuni în Statele Unite și sunt și alte locuri. În acest moment, doamna Florinela Popa, în legătură directă, Georgescu, iertați-mă, în legătură directă cu noi, director în cadrul ANM, salut, bună, doamnă! Bună seara! Ce ne puteți spune despre ceea ce se va întâmpla? Cât de serioase vor fi aceste fenomene spre care am arătat în acest material? Instabilitatea atmosferică nu va lipsi la noi în țară în zilele următoare, chiar dacă vor fi zone în care va fi mai puternică. Averse, deci ploi de scurtă durată, pot să se producă oriunde în țară. De altfel, această creștere a valorilor de temperatură face ca fenomenele pe care le așteptăm spre sfârșitul săptămânii pentru zona litorală, cum spuneați, să poată fi destul de severe, iar până atunci intensitatea mai mare va fi în zonele de deal și de munte, dar și în regiunile din vestul și centrul țării, pentru că influența este oarecum dinspre Europa Centrală și de Nord. Vorbim despre cantități de apă care în timp scurt vor putea acumula și peste 40-50 de litri pe metru pătrat, intensificarea ale vântului, condiții de vijelie, grindină care poate fi și de mari dimensiuni, mai ales miercuri și joi, și tot așa până atunci, da, trebuie să suportăm temperaturi tot mai ridicate. Joi pare a fi ziua cu temperaturile cele mai mari, 36-37 de grade, sigur la umbră, și cu un disconfort termic foarte accentuat. Nu este însă, dacă vorbim de regimul temperaturilor, nu sunt temperaturi nefirești pentru luna iulie, este luna lui cuptor, sunt zone în țară în care în luni de iulie din anii trecuți am avut și temperaturi de peste 40 de grade. Deci nu este ceva ieșit din comun, dar pe de altă parte, sigur, trebuie să fim extrem de prudenți și să luăm toate măsurile astfel încât să ne protejăm și de temperaturile foarte ridicate, dar și de probabilitatea mare de manifestare a fenomenelor de instabilitate.